Consiliul Județean al Elevilor din Suceava se alătură campaniei lansate la nivel național hashtag Foaia Goală și îndeamnă pe colegilor să boicoteze simularea evaluării naționale în semn de protest, aceștia susținând că refuză să fie cobai pentru Ministerul Educației. Consiliul Județean al Elevilor din Suceava îndeamnă colegii din clasele a 7-a, a 8-a, a 9-a și a 12-a să se alăture campaniei lansată la nivel național în semn de protest, Foaia Goală. Aceștia le propun elevilor vizați de evaluare să predea foaia goală sau să scrie pe foile de examen ce îi nemulțumește în sistemul de învățământ actual. Printr-un comunicat de presă, Consiliul Național al Elevilor transmite că invită elevii din România să li se alăture în protestul prin care vrea să se opună modului în care sunt organizate simulările examenelor naționale. Reprezentanții elevilor spun că vor da foaia goală pentru că simulările nu le vor evalua competențele, ci doar cunoștințele. Nu evaluează capacitatea de a gândi critic, ci doar capacitatea de a reproduce informațiile care au fost dictate la clasă. CNE susține că încă o evaluare în clasa a 7-a este nejustificată, când încă nu a fost clarificat de ce a fost dată cea din clasa a 6-a. Încă o simulare nu ne va face nici mai stăpân pe competențele noastre, nici mai puțin stresați la gândul că ne așteaptă ani grei, ani în care vom alerga de la un mediator la altul, ani în care, după atâtea examene și evaluări standardizate, nimeni nu ne va întreba spre ce domeniu vrem să ne îndreptăm, mai transmite CNE printr-un comunicat de presă, menționând că elevii nu își doresc evaluări mai ușoare, ci evaluări reale.